Cinematograful din Grădiște arată jalnic, clădirea stă să se dărâme, geamurile sunt sparte și înăuntru spațiul arată ca și cum servește adăpost pentru oamenii străzii. Nu se vede nicio urmă că aici s-ar putea întâmpla ceva în viitorul apropiat. În Gai lucrurile sunt ceva mai bune, în sensul că o echipă de muncitori lucrează la cosmetizarea unei clădiri care și ea arată că are nevoie de reparații capitale. Situația cea mai bună este la cinematograful Arta, care arată destul de bine și pentru că a funcționat ca cinematograf până de curând. Cu toate acestea, în afară de câteva întâlniri ale administratorilor de blocuri, nici acest spațiu nu este folosit. La cinematograful Solidaritatea din Gai, lucrările de renovare, reabilitare sunt aproape finalizate, se vor încheia la sfârșitul acestui an. În ceea ce privește cinematograful Grădiște, acolo se demarează procedura de achiziție de lucrări pentru renovare, reabilitare. La Cinema Arta, în curând vor începe lucrări de reamenajare și reparații, inclusiv la nivelul mobilierului și a suprafețelor care sunt acoperite cu mochetă. Cea mai dramatică situație este însă cea a fostului cinematograf Studio, de pe strada Vasile Goldiș. Unul dintre cele mai frumoase imobile din Arad se degradează pe zi ce trece. În cazul fostului cinematograf Studio vorbim nu doar despre o clădire cu o valoare arhitecturală deosebită, ci și despre un spațiu foarte generos care poate fi folosit în multiple moduri. Tot ce-i trebuie acestuia însă este inițial o mână de gospodar care să facă curățenie aici și apoi o minte suficient de întreprinzătoare pentru a pune în valoare această clădire. Trebuie să facă primăria cu fostul cinematograf Studio care l-a preluat. Să-l gestioneze așa cum trebuie, fiindcă bănuiesc că și el îi face parte din patrimoniu și noi plătim pentru, inclusiv pentru acest buget, nu? Nu știu. Ce ar trebui să se întâmple în clădirea asta, eu știu, la ce să o folosească? Să se refolosească tot ca și activitate culturală, mă gândesc, fiindcă sunt puține în afară de baruri. Să renoveze. Și să rămână cinematograf sau cu altă destinație? Să rămână. Să renoiască, să facă, să fie. Pentru Cinema Studio se va demara în curând realizarea studiului de fezabilitate, întrucât acest imobil monument istoric necesită o atenție deosebită. Conform reprezentanților primăriei, cinematografele din Grădiște și Gai urmează să funcționeze ca centre de cartier. Arta va fi folosit pentru diferite manifestări social-culturale, urmând ca pentru cinematograful Studio, acel studiu de fezabilitate anunțat, să releve și viitoarea destinație a acestui spațiu.